6 victime au fost implicate într-un accident rutier produs duminică în localitatea Cioroboreni. 2 autoturisme au reușit să se izbească violent. În urma impactului, acestea au fost grav avariate. La fața locului au intervenit de urgență 2 echipaje de pompieri și 3 echipaje SAJ. Un accident teribil a avut loc duminică în localitatea Cioroboreni. 2 autoturisme au fost făcute praf, iar în urma impactului 6 persoane au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, printre care și 2 copii. A fost nevoie de intervenția 3 echipaje SAJ, dar și 2 echipaje de pompieri cu auto specială de descarcerare. Bărbat de 55 de ani din comuna Grozești, în timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal la intersecție cu DJ 562A, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din comuna Șinian. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 39 de ani, cât și a 5 pasageri din ambele autoturisme. Toate cele 6 victime fiind transportate la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 2 echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjul Mare au intervenit duminică dimineața cu o auto specială de descarcerare și o ambulanță SMUR la un accident rutier produs pe raza localității Cioroboreni. La locul evenimentului au fost mobilizate și 3 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. În urma accidentului, în care au fost implicate 2 autoturisme, 6 persoane au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMUR și SAJ. Pe lângă traumatisme, șocul suferit de cele 6 victime implicate în accident a fost unul foarte puternic. În urma evenimentului rutier, pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele 2 autoturisme implicate.